Saúde? Saúde. Poate veniți la boxa asta. Acolo stați chiar în sală. Noi ne așteptăm 20 de secunde. Să vă spun un mare mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați pentru acest proiect, dar și pentru alte proiecte care sunt în Chișinău. Avem astăzi foarte multe proiecte în municipalitate, proiecte de infrastructură diverse, de la sparuri, parcuri, drumuri, trotuare, subterane, și mă bucur foarte mult că împreună putem face lucruri frumoase. Avem și proiecte de suflet. Unul din acestea este această pictură murală, după părerea mea, foarte frumoasă și extraordinară ca și concept. Țineți minte acești pereți gri, da, erau în grafite. Acum identificăm un loc pentru prietenii de la care participau de obicei cu acele desene ca să-și poată manifesta creația în continuare. Eu vreau să le mulțumesc în primul rând celor grații cărora este posibil ca să avem această realizare. Este vorba de Beat Hotel, este vorba de Caparol, este vorba de Pretur, este vorba despre cei care mi-au ajutat cu luminile sau cu alte lucruri. Evident, vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Dumitru Potapov, care a reușit să își imagineze cum va arăta tot acest lucru și să ajute însuși la realizare. Este un proiect care, acum câteva săptămâni de zile, nu eram sigur dacă poate fi așa sau nu. Eu vreau să vă zic că mie îmi place foarte mult, mai ales îmi place pe timp de noapte, și vreau să spun că astăzi avem foarte multe lucruri frumoase făcute împreună cu partenerii din diferite domenii, instituții de stat. Aici, de exemplu, este Agenția de Investiții, doamna Rodica Dorbeniu. În alte părți avem alți parteneri, dar și partenerii privați, societatea civilă, care tot mai mult se alătură pentru a face schimbări și a face proiecte frumoase în Chișinău. Le mulțumesc tuturor, sunt sigur că doar împreună putem să facem lucrurile să devină realitate, lucruri frumoase. Ceea ce avem aici este partea concepției de dezvoltare a turismului local în contextul campaniei Ne-am pornit. Îi ziceam Rodicii în această vară și eu m-am pornit de foarte multe ori să descoper Republica Moldova, deși eu cunosc foarte bine, am rămas surprins de unele lucruri sau am avut ce să le spun lucruri frumoase copiilor, lucruri și locuri frumoase. Le mulțumesc tuturor și în continuare vom susține proiecte frumoase pentru Chișinău și suntem deschiși pentru orice colaborare în acest sens. Avem aici pomul vieții și flora și fauna care, de fapt, este înscris în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Atât am vrut să vă zic, vă mulțumesc mult. Un lucru foarte important, această sâmbătă și duminică vom testa cu închiderea străzii și organizarea evenimentelor în acest spațiu. Considerăm că poate fi foarte util pentru diferite evenimente culturale, festivaluri, și vom testa în această sâmbătă și duminică, după care credem că o vom face tradițional. Am zis același lucru odată cel puțin pe lună, după ce vom finaliza reparația pe strada Albișoara, vom încerca să facem și acolo diferite evenimente. Pandemia există, totuși trebuie să trăim și trebuie să găsim soluții frumoase pentru ca să petrecem atât timpul liber cât și util. Sănătate multă tuturor! Stimate domnule primar general al municipiului Chișinău, stimați parteneri, dragi reprezentanți mass media, dragă audiență, această pictură murală, monumentală, care ne-a întrunit
Această pictură monumentală care ne înconjoară pe sute de metri pătrați ne-a întrunit astăzi tocmai pentru a consimți împreună cu dumneavoastră pomul vieții, brandul de țară, brandul Republicii Moldova. Pomul nostru a fost deja îmbrățișat de foarte mulți reprezentanți din comunitatea locală, fiind prezent în zeci de evenimente internaționale, expoziții derulate în peste 40 de țări ale lumii, dar în același timp este susținut și de cetățenii noștri din diaspora, noi fiind solicitați să oferim brandul pentru cetățenii noștri pe o arie geografică foarte extinsă, începând din Statele Unite ale Americii și până la Thailand. Agenția de investiții, în calitate de administrator al brandului de țară, a salutat și a susținut din start această inițiativă a primăriei, tocmai datorită faptului că, în asemenea mod, împreună, promovăm o imagine a țării unice, consecvente, sub o identitate distinsă, bogată în conținut, care înglobează atât oferta economică, investițională a Republicii Moldova, cât este și o invitație durabilă de a descoperi Republica Moldova drept destinație turistică. Pandemia, bineînțeles, că a venit cu o seamă de constrângeri, dar în același timp ne-a generat și noi oportunități. Tocmai așa s-a născut ideea campaniei naționale de relansare a turismului intern Ne-am pornit, o campanie care ne-a mirat prin faptul că a generat un interes și o prezență a cetățenilor noștri. De peste 4.000 de cetățeni au participat în maraton și avem peste 12.000 de cetățeni care sunt urmăritori active a portalului informațional. Și faptul ăsta, această pictură murală, precum observați, mai conține și elemente de floră și faună înscrise în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Și este deloc întâmplător. Ceea ce ne-a surprins și pe noi, că prin cele peste 700 de locații, destinații pe care noi le-am inclus în harta interactivă turistică Ne-am pornit, în topul preferințelor moldovenilor au intrat, cred că pentru prima dată, parcurile și rezervațiile naturale, precum este rezervația științifică Prutul de Jos cu lacul Beleu, Pădurea Domnească. Ori aceste lucruri vorbesc că deținem un potențial imens, atât sub aspect turistic, cât și în sine chiar sectorul are un potențial enorm de creștere. Orice efort și orice rezultat frumos poate fi obținut doar prin conjugarea eforturilor și prin participare. Pentru asta vreau să aduc mulțumiri pentru toți cei care sunt ambasadori ai pomului vieții, toți cei care s-au raliat la campania Ne-am pornit și, nu în ultimul rând, toți partenerii în acest proiect care s-a raliat campaniei. Și este foarte important ca instituțiile statului, mediul privat, cetățenii să fim împreună pentru a realiza lucruri frumoase și suntem un neam pornit ca să facem lucruri frumoase. Cu mare drag vreau să ofer cuvânt în continuare directorului general al companiei Caparol Moldova, domnului Sergiu Aftenev, unul din exemplele frumoase de parteneriat din sectorul privat pentru a realiza această pictură. Domnule primar, domnule pretor, stimați colegi, deja a devenit o tradiție pentru brandul Caparol la cei 125 de ani de existență susținerea proiectelor de renovare și înfrumusețare a spațiilor publice. Și în acest sens, acest proiect de artă urbană este unul de amploare, care cu siguranță este cel mai mare de până acum din municipiul Chișinău. În acest proiect, care cuprinde aproape 4.000 de metri pătrați, au fost folosite peste 3.300 de kilograme de vopsea și pigmenți de calitate înaltă gamma Caparol, care cu siguranță vor bucura ochii locuitorilor orașului Chișinău și a vizitatorilor săi. Ne bucurăm pentru realizarea proiectului și salutăm pentru inițiativă inițiatorii Agenției de Investiții
și vă asigurăm că vom fi pe viitor alături și vom participa la alte proiecte sociale de acest ordin. În continuare, o invit pe Tatiana Istrati, director general la Berz Design Hotel. Mulțumesc, Sergiu! Bună ziua tuturor! Pomul vieții este în ADN-ul hotelului Berz, pentru că noi îl redescoperim și îl celebrăm în fiecare zi în incinta hotelului și astăzi suntem foarte onorați că facem parte din acest proiect. Hotelul Berz, de fapt, a fost lansat aproximativ în aceeași perioadă cu brandul de țară Pomul vieții, de aceea, la 5 ani aniversari, ne bucurăm foarte mult să spunem că este un pom puternic și plin de potențial. Hotelul Berz mereu a promovat și va continua să promoveze un turism de nivel mondial la noi în țară, fapt susținut și de acreditarea Safe Travels, pe care recent am primit-o din partea Organizației Mondiale a Turismului. Probabil cel mai important este totuși că brandul de țară Pomul Vieții este un simbol care ne adună împreună. Un simbol care ne invită să fim optimiști și să creștem redescoperindu-ne cu drag trecutul. Acum aș vrea să-l invit la microfon pe domnul Eugen Boico, care este creatorul brandului de țară Pomul Vieții, dar și directorul companiei Publicis Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Tatiana! Pentru mine acest pod și acest tunel, de fapt, reprezintă un lucru special în viața mea, pentru că săptămânal de câteva ori trec sub acest pod în drum spre orașul în care am copilărit și unde, de fapt, sunt părinții mei acum, orașul Ialoveni. De fiecare dată trecând aici, mă gândeam că e o pânză atât de frumoasă și ar fi atât de frumos să celebrăm fiecare plecare din oraș spre țară. Și iată că o idee care părea mult prea curajoasă la bun început, astăzi este deschisă pentru toți a fi admirată. Îi mulțumesc tuturor partenerilor care sunt aici astăzi și care au ajutat la realizarea acestui proiect, pentru că chiar s-a muncit fără compromis. În mai puțin de o lună și jumătate a fost realizat un proiect atât de ambițios. Iar astăzi, ramurile Pomului Vieții capătă o conotație și o profunzime deosebită, inclusiv aportului creativ artistului care a realizat această lucrare, Dmitri Potapov. Și aș vrea să-l invit să vorbească câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Bună tuturor! Proiectul acesta cred că este unul dintre cele mai mari, sau cred că este cel mai mare care l-am realizat împreună cu echipa mea. În mare parte am lucrat în doi cu colegul meu, Victor. Deci, dacă știam de la bun început cât de complicat va fi de acoperit acest spațiu, eu m-aș gândi de mai multe ori dacă trebuie să o fac. Însă, pentru mine este foarte important faptul că am fost susținuți de societate și de oameni care în fiecare zi treceau sub acest pod și claxonau. La un moment dat era foarte greu deja de salutat fiecare persoană în casă. Deci, mersi mult, grație fiecare persoane care s-a oprit, a vorbit cu noi, ne-a dus, nu știu, apă, că era cam complicat și se ducea foarte multe. Deci, a fost un proiect foarte interesant de colaborare cu prietura sectorului Chișinău și, în general, cu primăria. Și aș dori să invit pe domnul Pavel Rusu ca să vorbească și el câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, domnule primar general, stimați parteneri. Sunt mândru și în general pretura sectorului centru. Este mândru de faptul că acest proiect grandios a fost realizat anume în sector, intrarea în orașul Chișinău, totodată și ieșirea. Vin cu un apel către toți artiștii urbani pentru idei de a mai realiza astfel de proiecte
fiindcă mai avem atât în sectorul centru, cât și în orașul Chișinău, pereți care merită o dragoste din partea acestora ca să realizăm astfel de picturi și în alte părți ale orașului Chișinău. Totodată vreau să menționez faptul că partenerii noștri de afaceri, în urma cărora a fost realizată această pictură murală, au fost foarte generoși și prin intermediul acestora vreau să mulțumesc îndeosebi Agenției Naționale pentru Investiții, vreau să mulțumesc foarte mult companiei Caparol care a pus la dispoziție atât grundul de pe acești pereți cât și vopseaua. Să știți că au fost cheltuite circa 3500 în total de kilograme de vopsea și grunt la pictarea acestor pereți. La fel vreau să aduc mulțumiri agentului economic care a instalat iluminatul în zona respectivă și totodată vreau să accentuez faptul că au fost instalate și camere de luat vederi, astfel încât acești pereți să nu poată fi vandalizați de către persoanele iresponsabile, să le spunem așa. Vreau să mulțumesc la fel și agenției publice din Moldova, care la fel a ghidat și a dirijat acest proiect împreună cu noi. Vă mulțumim foarte mult pentru tot suportul acordat și sperăm la o lucrare cât mai fructuoasă și pe viitor. Cum a anunțat domn primar general, în ziua de aceasta, de sâmbătă și duminică, vom încerca în acest spațiu, o să fie închis, blocat din ambele părți și încercăm să organizăm niște manifestări, astfel încât cetățenii, atât din zona respectivă de la telecentru, cât și a orașului Chișinău și oaspeții acestora, să participe la evenimentele de distracție de aici care vor avea loc în această zonă. Deci va fi niște două zile de încercare să vedem cum va reacționa publicul larg, cetățenii, la evenimentul respectiv. Vă invităm pe toți pentru ziua de sâmbătă și duminică. Evenimentul se va desfășura, vor fi închis podul pe perioada orelor 10 până la ora 18:00. Поработал с вами.